Hello, hello și bine v-am regăsit la un nou vlog local de data asta, gata cu excursiile, cu Scoția, cu Edinburgh, din păcate. A fost foarte, foarte frumos, dar foarte scurt. N-a ajutat nici faptul că am muncit cât am fost acolo, ne-a scurtat timpul și mai mult, dar asta este, v-am explicat și prin vlogurile de călătorie care a fost treaba. Apropo, dacă nu le-ați văzut, am să vă las linkuri în primul comentariu, poate vă interesează. Ca de obicei, așa cum mă așteptam, aceste două vloguri de călătorie nu au rezultatele scontate, vizualizările pe care le așteptam și v-am mai spus eu că mi-e foarte ciundă pe treaba asta, pentru că sunt niște vloguri extrem de muncite, vă dați seama că, pe lângă faptul că na, stau, vizitez, am și muncit acum în vacanță și în mai toate vacanțele am muncit de altfel, mai ia timp și să stau să filmez, că nu e chiar așa de ușor pe cât pare. Plus montatul, editatul, partea asta care se întâmplă după ce ajung acasă, în fine. Și chiar îmi place ce a ieșit, adică au ieșit niște vloguri foarte mișto, dar nu prind vlogurile de călătorie pe canalul meu și îmi pare foarte rău pentru treaba asta. Da, na. La un moment dat mă gândeam dacă să le mai fac, să nu le mai fac, dar până la urmă mi-am zis că le fac și pentru mine, să am niște amintiri. Pentru că din toate excursiile în care am fost până acum, la poze, sincer, nu prea m-am mai uitat. Nici la cele postate pe Instagram, nici la cele pe care le-am în telefon, însă la vloguri, da, m-am uitat, mai ales Tibi, el e mare fan al vlogurilor mele, noastre, de călătorie și, da, le consider niște suveniruri pentru noi, să le zic așa, și chiar dacă au foarte, foarte puține vizualizări, probabil am să le fac în continuare când voi mai ajunge pe undeva. Momentan nu se mai preconizează nimic. Dar, da, dacă n-ați văzut vlogurile din Edinburgh, vă invit să le vedeți. Sunt foarte mișto pentru că orașul este foarte, foarte fain. Bun. De când m-am întors, n-am făcut mare lucru, nici n-am filmat o săptămână. Mi-am luat așa cumva pauză, mai ales că editarea celor două vloguri a durat foarte mult și după muncă, după programul normal, am tot stat să editez și n-am mai avut timp să filmez și altceva. De asta am lipsit o zi de pe YouTube și m-am întors cu o răceală, cum era de așteptat, la ce vânt era acolo. Mă așteptam să fiu răcită după ce mă întorc acasă și chiar așa a fost. Din fericire a durat puțin, cam o săptămână, o săptămână și un pic. Bine, mai am așa o gâjială, să zic așa, în gât și am rămas cu tuse, însă în mare a trecut, a fost ok, n-a fost cu febră, nu a fost nimic grav, dar vreo 2-3 zile a fost așa mai moleșită, curgea nasul ca la robinet, în fine, a trecut. Și rest, muncă, muncă și iar muncă și trec printr-o perioadă foarte aglomerată și foarte stresantă și foarte solicitantă din punct de vedere psihic și foarte, foarte, foarte. Bine, cam de vreo 2 luni se întâmplă treaba asta și, din păcate, continuă. Mă gândesc că poate s-a observat cumva treaba asta și pe YouTube, prin vloguri. Poate n-a mai fost așa de volubilă și activă și, sincer, sunt într-o pană de idei așa cu YouTube-ul și nu știu ce să mai filmez, ce să vă mai arăt, mai ales după atâția ani de prezență aici pe YouTube, am așa un blank total și da, ideea este că e posibil, poate să mai lipsesc câte o tură, două de pe YouTube, fix pentru că nu am energia, poate, să vin cu idei noi, să filmez, să fiu la fel de prezentă și creativă și bla bla bla. Eu sper să nu, eu încerc să fiu aici în fiecare marți și vineri, dar vom vedea ce se întâmplă. Dar cine știe, poate se mai liniștesc apele și îmi vine și mie, îmi revine energia de filmat. Bun, trecând peste toate astea, peste răceală, peste muncă și toate lucrurile astea, ne-am luat fierbător. Știu, breaking news, ceva foarte important. Ideea este că tot cochetez cu ideea de a lua un fierbător de foarte mult timp. Și o să-mi spuneți, da, ok, Andreea, este un fierbător, ce mare brânză, adică nu e cine știe ce investiție.
Și da, așa este, nu e o investiție mare, însă noi nu avem spațiu în bucătărie. Deci, efectiv, nu mai avem unde să îl punem. Blatul nostru de lucru este aproape inexistent și avem un singur blătuleț, ca să zic așa, unde avem și plita și chiuveta, un cuptor cu microunde, uscătură de vase și, practic, cam asta este tot. Dar până la urmă am luat, că m-am enervat, pentru că tot stăteam ba cu Unibrix să fierb puțină apă la aragaz, pe plită, mă rog, ba în cuptorul cu microunde încălzeam de cele mai multe ori și știu că nu este ok să folosești prea des cuptorul cu microunde, așa că m-am enervat și am luat un fierbător. Și acum îmi dau seama că lumina, imaginea, cred că este foarte, foarte proastă, dar e întuneric, nu prea am surse de lumină aici, e târziu și ne descurcăm cu ce avem. Sunt foarte galbenă, arsă așa la față, dar știu, trecem peste. Bun, am luat fierbător, chiar astăzi a venit și am ales cumva cea mai bună variantă sau cel mai bun raport calitate-preț. Am luat un fierbător de la Starlight, care nu este o firmă foarte scumpă, mamă, deci lumina este absolut groaznică, stăți așa. Să încercăm să... ce să încerc că... da, tot acolo am ajuns, n-am rezolvat nimic. Bun, ăsta este fierbătorul și nu e cea mai cea firmă, dar până la urmă e un fierbător și nu trebuie să fie, nu știu ce, evoluat. L-am ales pentru că are afișaj digital, vă arăt îndată că chiar trebuie să-mi încălzesc niște apă pentru un ceai și pot seta temperatura, din nou un punct foarte important. Are capacitate maximă de 1,7 litri, e destul de ușurel, inox, are căpăcel aici, pam, pam. Bine, o să trebuiască să-l tot curăț destul de des din cauza calcarului din apă, pentru că noi aveam apa foarte, foarte dură aici și deja a lăsat niște pete aici pe fundul fierbătorului. Dar mă așteptam la asta, am văzut și în comentarii și recenzii chestia asta, așa că nu mă deranjează. Și a fost... adică eu am dat 95 de lei pe el, ci că în mod normal, de pe Magra am luat, era vreo 190 ceva, ceea ce mă cam îndoiesc, totuși, pentru Starlight, da, în fine, poate. De la 190 ceva era redus la 120 și am mai avut un cod de reducere cu Genius, nu știu ce, Home Deals, whatever, și până la urmă l-am luat cu 95. Mi se pare un preț ok pentru un fierbător, mai ales că, you know, are și control al temperaturii și a venit și cu această sită pentru ceai, însă n-am să o folosesc. Se prinde cumva aici de capac. N-am să o folosesc pentru că, din nou, am citit în recenzii că dacă faci ceai direct în fierbător, ceea ce este logic, cumva se pătează fierbătorul pe interior de la... na, mai ales dacă faci ceai negru sau verde, se pătează destul de urât și nu vreau treaba asta, plus că pot să-mi fac ceaiul separat într-o cană, nu-i problemă. Eu voiam doar să-mi încălzească apa cât mai repede și să nu mai stau după Hibric și microunde. Dar să știți că are și treaba asta. O să vă las link pentru el, în cazul în care vă interesează. Și mai are o treabă, nu știu cum să vă arăt. Oare pe aici se vede? Nu. Pe aici se vede. Are o sită, dacă vedeți voi aici, care ar mai trebui să oprească din impuritățile din apă. Sper că vedeți, aici este sita, fix la găurica asta prin care se toarnă apa. Asta nu știu să zic, dar e bine să fie și acolo. Bun, să pun niște apă în fierbător și să încălzim apița. Bun, am pus apa, am pus până la 0,5 litri, nu cred că se vede, dar ăsta este minimul de apă pe care trebuie să-l pui ca să pornească aparatul. Asta este baza, pus acolo în priză și am să iau fierbătorul, îl pun. Aici este afișajul, vedeți, s-a aprins deja. Aici am un buton, apăs și acum dacă învârt de buton pot să setez temperatura. Începe de la 40 de grade, 50, 60, am să las la 70, că oricum nu vreau să-mi încălzească până la 100, să mă opăresc. Și cred că se aude deja că începe să fiarbă. Ne apropiem, 61, 62, hai să facem numărătoarea, nu inversă. 67, 68, 69,
70. Și am bipăit de două ori și gata, avem apiță pentru ceai. Se scoate, după ce e gata, se scoate de pe baza asta, se scoate baza din priză și cam aia e. Mi-am făcut ceaiul în cănița mea cu căței pe care o am din Carrefour de acum vreo câțiva ani. Mi-am făcut ceaiul ăsta de la Lovare, Strawberry Marshmallow. Este ceai verde cu căpșunică, foarte bun și aromat. Și voiam să vă arăt o chestie, care de fapt cred că o să fie trei chestii. Hei! Cred că mai bine filmam în lumina asta de la început. Am luat din DM aceste șervețele pentru podele. Sunt 15 șervețele, pachetul a fost vreo 10 lei, ceva de genul ăsta. Și le-am luat pentru Swiffer, ca să înlocuiesc șervețelele originale Swiffer, care, sincer, mi se par foarte, foarte îmbibate cu soluție. Parcă sunt prea ude, să zic așa. E prea multă soluție acolo. Și, oricum, au și un preț mai măricel. Am zis că hai să încerc. Se potrivesc pe baza aceea de la Swiffer, pe mop, însă sunt în extrema cealaltă, nu sunt atât de umede, se usucă destul de repede și lasă urme, din păcate. Ceea ce nu e deloc ok, am să le folosesc, că le-am luat și, na, nu vreau să le arunc așa nefolosite, dar, din păcate, nu sunt chiar ce trebuie. Însă, am dat o comandă pe Shein și am luat niște trebușoare, cârpe, nu știu cum să le zic, reutilizabile pentru mopul Swiffer. Să vedem când o să vină comanda ce-o fi. Și am văzut că mai aveau și cu ambalaj maro, cred că alea erau pentru parchet. Dar nu le mai încerc și pe alea, cred. Asta zic acum, nu se știe. Mă scuzați, a sunat telefonul și a trebuit să răspund. Nu mai știu ce ziceam. V-am zis de șervețelele din DM pentru Swiffer. Și, dacă am intrat rapid și n-am avut cum să stau să mă uit la nu știu câte produse și am luat așa ce mi-a picat la mână și pe lângă acele șervețele am mai luat altfel de șervețele din astea de masă. Mi s-au părut foarte simpatice cu aceste lămâițe care sunt foarte vesele, niște smiley lămâițe, foarte drăguțe așa cu roz, scrie cea Ola, ei și nu știu ce. Astea au fost vreo 4 lei și ceva, cred. Dacă țin bine minte, și am găsit un gel de ras de la Balea într-o altă aromă. V-am povestit eu că încă mai am, un gel de ras de la ei, tot așa într-o ediție de vară cu fructul pasiunii și nu mai știu ce. Am găsit o altă ediție limitată cu fructe de pădure, ceva de genul ăsta, cam așa arată. Sunt două vulpițe aici foarte simpatice. Fructe de pădure, ambalajul e foarte, foarte fain făcut, așa simpatic. Și v-am zis că l-am prezentat pe celălalt, că mi-a plăcut, chiar m-a impresionat. Și este un gel care se transformă în spumă și e foarte densă spuma aceea și e foarte ok pentru epilare. Însă de precizat și de subliniat că e vorba de gelul de ras, nu de spuma de ras de la Balea. Spuma este mult mai aerată și nu mi se pare că este la fel de eficientă, însă gelul de ras e mult mai ok. Acesta. Și ăsta a fost, cred că, vreo 90 lei, undeva pe acolo. Da, acesta a fost și un mini haul din DM cu ce am luat. Și da, dacă mai aveți alternative la șervețelele acestea pentru mopul Swiffer, în afară de cele originale și în afară de astea din DM, spuneți-mi în comentarii. Nu prea am mai vândut chestii pe Vinted și asta pentru că am tot pus contul pe pauză, că am fost plecată ba la Piatra, ba în Edinburgh și este opțiunea asta în cont să-ți pui contul pe vacanță, mod vacanță, ceva de genul ăsta. Și am făcut treaba asta ca să nu cumva să vină comenzi în perioada aia și să nu le pot onora, să nu le pot trimite și să-mi iau feedback negativ. Nu vrem asta. Așa că am tot pus pe modul vacanță. Acum nu este pe modul vacanță, deci dacă vă interesează, am să vă las aici ID-ul, alm.andreea, oricum vă zic și așa verbal. Da. Dar mă gândesc că l-am tot pus pe mod vacanță și probabil Vinted s-a gândit că persoana asta nu mai este interesată să vândă. Oricum trebuie să mai și adaug niște produse acolo, dar în schimb am cumpărat două chestii de pe Vinted.
Și anume, o carte și un portofel. O carte pe care o vânam de mult și am tot găsit-o, apare și se dă foarte, foarte rapid pe Vinted, dar am găsit-o la niște prețuri care nu mi se pareau neapărat normale și cred că erau prețuri așa mari tocmai pentru că e foarte căutată cartea. Și este vorba despre Menajera de Freida McFadden. Probabil am stâlcit numele, îmi pare rău, Freida, dacă nu ți-am pronunțat numele cum trebuie. A făcut furori cartea asta și continuarea, pentru că mai este o continuare, Secretul Menajerei. Și inițial când am văzut titlurile acestor cărți, prin toamnă, cred că am auzit de ele și am văzut că încep să facă furori, Menajera, Secretul Menajerei, adevărul că m-au cam dus cu gândul la niște cărți de o categorie inferioară. Sună destul de menajeră. Dar am citit recenzii și am înțeles că sunt niște cărți bune, thrillere, polițiste, cum îmi plac mie, și să vă citesc puțin ce scrie pe carte. Apropo, când v-am zis prețul, am luat-o cu 15 lei, ceea ce este foarte ok. Oricum, cartea asta va ajunge înapoi pe Vinted după ce o să o citesc, pentru că nu intenționez să o păstrez, așa că o să o citesc nu știu când, după care va ajunge pe Vinted, așa recirculăm cărțile pe această platformă. Bun, descoperă secretele din spatele ușilor închise. Un thriller psihologic hipnotizant care te lasă fără cuvinte. Bine ai venit în familie, îmi spune Nina Winchester în timp ce îmi strânge mâna. Acest job este ultima mea șansă de a începe o nouă viață. Șansa de a mă reinventa, de a fi altcineva. Dar în curând voi afla că secretele familiei Winchester sunt mult mai întunecate decât ale mele. Sper să fie ok cartea, să nu fi avut acest hype în jurul ei și ea de fapt să fie așa. Să fiu bosuflată la final după ce citesc cartea. Bun. În fiecare zi fac curățenie în casa familiei Winchester. O iau pe fica lor de la școală, le gătesc o cină delicioasă și mă retrag în cămăruța mea de la mansardă. Încerc să ignor faptul că Nina face mizerie doar ca să mă privească cum curăț. Trec cu vederea toate minciunile absurde pe care le spune și mușc buza de jos de fiecare dată când mă acuză pe nedrept. Îmi este mult mai greu să-l ignor pe soțul ei perfect, Andrew, cu șarmul lui blând și zâmbetul frumos. Deci deduc de aici că această menajeră s-a îndrăgostit de Andrew. Vom afla. Visez uneori să fiu în locul Ninei, să am viața ei, hainele scumpe, brațele soțului ei în jurul meu. Ce nu ar fi trebuit să ignor însă este faptul că ușa dormitorului meu se încuie doar din exterior. Nu-i nimic. Soții Winchester nu știu cu adevărat cine sunt eu. Nu au nicio idee de ce sunt în stare. S-a făcut pielea de găină, să zic așa. Glumesc, bineînțeles. Dar, tot în vârt cartea așa, pare interesantă descrierea asta. Să vedem dacă se ridică la nivelul așteptărilor și acum trebuie să găsesc continuarea. Secretul Menajerei, tot caut în fiecare zi pe Vinted, acolo dau la căutare, dar nu am găsit-o la un preț bun. Ori nu o găsesc deloc, ori nu o găsesc la un preț bun. Dar până ajung eu să o citesc pe asta, am timp să iau și continuarea. Cartea e în stare bună, doar aici puțin înduit așa la colț, deci eu zic că 15 lei a fost o afacere super, super ok. Bun, și am mai luat un portofel, v-am zis, dar stați așa să scot din el treburi, ca să pot să vi-l arăt cum trebuie, treburi cum trebuie. Așa, cei foarte mulți bani pe care i-am, 5 lei? 9 lei! Bun, cu 9 lei facem treabă. Da, chitanțe și alte treburi. Bun, așa arată. Este super, super slim, exact ce îmi doream. Am ceva de genul luat din Primark acum foarte mulți ani, cred că de prin Barcelona, deci asta înseamnă de prin 2018. Încă e bun, dar are doar două compartimente, unul pentru carduri și unul din acesta cu fermoar, unde na, poți să pui monede sau bancnote. Și voiam ceva la fel de slim ca acela, la fel de subțirel, dar cu mai multe compartimente. Și nu găseam, pentru că cam toate aceste portcarduri, de fapt nu sunt chiar portofele, portcarduri, cam toate au unul, două compartimente, ceva de genul ăsta. Și în cazul ăla am zis că, băi, n-are rost să-l înlocuiesc pe cel pe care l-am, dacă nu găsesc unul care chiar să îmi placă
Deci fac așa. Și a apărut acesta pe Vinted și inițial cred că era pus la 25 de lei sau la 20. Nu mai știu. Cred că 25, parcă. Și până la urmă, fata care l-a pus n-a făcut ofertă. Până acum n-am făcut nicio ofertă pe Vinted, că poți face ofertă și să negociezi un preț mai mic. N-am făcut treaba asta, dar uite că am așteptat. Bine, n-am așteptat în speranța în care o să reducă prețul, dar l-am lăsat acolo cumva în favorite și a redus prețul la 15 lei și atunci am zis, ok, nu mai aștept, nu mai stau, l-am luat. Nu este de la nicio firmă, e no name, n-are nimic. Are doar treaba asta aici, nu știu cât se vede, niște pâuri, da, nu înțeleg, pâuri, râuri, whatever. Deci să-i spunem că este no name și vezi că e cine știe ce firmă. Mă îndoiesc, dar nu mă interesează, nu voiam să fie de brand sau ceva, îl voiam să fie slim și cu multe compartimente. Mi-a plăcut și modelul, așa cu albastru, cu trebușoarele astea așa, foarte drăguț. Și avem o dată aici un buzunăraș, două buzunărașe, avem compartimentul ăsta cu fermoar, unde încap bancnotele și monedele, dar bancnotele principal, că monede n-am mai avut de foarte mult timp, oricum nici bancnote nu prea mai am, mai mult cu cardul plătesc, de asta am și vrut așa ceva micuț. Pe partea cealaltă mai este un compartiment aici și încă trei, stați așa, 1, 2, 3, ca să vă credeți pe cuvânt, pentru carduri. Foarte, foarte ok. Un port card, să-i spunem așa în continuare, atât de micuț și cu atât de multe compartimente și foarte practic și super ușor de organizat. Că într-o parte îmi pun cardurile, aici v-am zis bancnotele, încape și buletinul, cred, n-am testat, dar e aceeași mărime ca cel pe care îl am, acela din Primark, și în acela încape buletinul, deci mă gândesc că și aici, dar știți că eu îmi țin buletinul separat de portofel. Dar dacă aș vrea, aș putea să pun și buletinul. Dacă am ceva bonuri, de exemplu, pot să pun în alt compartiment, nu știu, dacă mai trebuie să pun ceva, o hârtiuță sau ceva, pot să pun în alt compartiment ca să fie totul organizat, să nu fie toate alandala. Știți că mie îmi place să fie totul pus la punct și organizat și în continuare fac așa. Și portofelul, portcardul, acesta mă ajută. Mă bucur foarte mult că l-am găsit și la prețul ăsta arată super bine, nu are niciun defect, deci eu zic că am făcut o afacere mai mult decât ok. Îmi place și l-am pus la purtare de când a venit, după ce l-am scos din ambalaj, deja mi-am pus toate treburile în el și a fost ok. Și mă bucur că l-am prins, mă bucur și pentru carte și sper să prind și secretul menajerei la același preț bun. E foarte plăcută vânătoarea asta, între ghilimele, pe Vinted, dar e și mai plăcut când nu pierzi ofertele, cum mi s-a mai întâmplat. E bine să fii acolo geană și dacă ai prins o ofertă și chiar îți dorești produsul, să faci tranzacția, că dacă nu, se dau foarte repede lucrușoarele pe Vinted. Nu ale mele în ultima perioadă, dar, mă rog, așa în general. Bun, în altă ordine de idei, mi-a făcut și eu în sfârșit manicura cu o culoare, că așa am mai avut manicura făcută cu produse din acelea ușor transparente, v-am mai spus eu, de la Catrice. Sunt sheer nudes, dar acum am aplicat acest piersiciu, să-i spun, este de la Essence, am și adus aici produsele, din gama asta Shine Last and Go, nuanța este 70 Sunset Lover. Foarte faină nuanța și până acum este singura ojă de acest tip de la Essence care chiar rezistă cât de cât pe unghiile mele. Știți că mie nu rezistă oja din principiu așa, dar am avut mai multe oje din gama asta de la Essence, mai multe nuanțe și nu mi-au plăcut, nu m-am înțeles cu ele. Însă acest piersiciu rezistă, nu știu, 2-3 zile, ceea ce pentru mine este mult. Și am aplicat așa, tot de la Essence și base coat-ul și top coat-ul, Extreme Last, acesta este base coat-ul, și Better Than Gel, top coat-ul. Better Than Gel, acum, na, hai să nu exagerăm. Da, sunt ok, ok-ish, na, pentru Essence sunt o regulă, ce să spun, dar îmi place nuanța. Am dat și pe lângă, bineînțeles, dar mi-am luat un produs, apropo că v-am zis de Shein,
de comandă și chiar mi-au trimis comanda super rapid. Am dat-o marți și au expediat-o joi. Sper să și ajungă cât mai repede. Așa, și-am mai luat de pe Shein, vă dau spoilere, un produs despre care știam, îl mai văzusem prin online, un fel de gel, nu știu cum să-i spun, silicon, o treabă, pe care aplici așa pe marginea unghiei, ca să poți să te dai tu cu toate nuanțele posibile și imposibile și chiar dacă dai pe lângă, la final, cu o pensetă, cureți cumva gelul acela din jurul unghiei și teoretic ar trebui să fie totul curat, să nu mai dai pe lângă. Sau chiar dacă dai pe lângă, dai de fapt pe acel gel pe care tu îl cureți la final. O vedea care e treaba, dacă funcționează sau nu funcționează. Aștept comanda și vă spun și vouă ce și cum, bineînțeles. Facem un test, că asta facem aici pe acest canal. Testăm, dăm impresii, nu știu ce vorbesc la plural, testez, dau impresii și vă spun care este treaba. Dar, da, din cele 5 nuanțe din gama asta de la Essence pe care le-am încercat, asta a fost singura care mi-a rezistat și a fost mai ok pentru unghiile mele. Că, da, dacă ai unghii normale și tari și sănătoase, probabil n-ai probleme de genul și îți rezistă orice ojă. Dar pentru mine, da, v-am zis care este problema. Știu că sunt lăudate și sunt preferatele multora aceste oje sau gama asta de la Essence. Eu nu știu, am niște produse de la Essence care îmi plac. Mă înțeleg cu ele, cum este acel gel pentru sprâncene, care Make Me Brow, ceva de genul ăsta, parcă se cheamă. Și e foarte ok și îl recumpăr de ani de zile. Acel gloss care cicămărește buzele cu extract de chili, care la fel îmi place super mult, dar la extrema opusă am și niște produse de la Essence care nu îmi plac deloc, nu mă înțeleg de nicio culoare cu ele. O să vedeți și în Empties, care, da, Empties va veni după acest clip, o să vedeți și acolo niște produse de la Essence care nu, sunt cu siguranță la categoria nu, nu scris mare. Da, o să vedeți în acel clip despre ce este vorba. Am cutia asta de lemn de la Yves Rocher. V-am arătat-o când am primit pachetul de PR de la ei, cu această cutie și produsele care erau înăuntru, niște creme din gama Anti-Age Global. Și eu mai am încă două astfel de cutii de la ei, asta fiind a treia, și într-una țin medicamente, este foarte ok pentru asta. E foarte practică, pentru că e destul de mărișoară și are acest capac care se și deschide foarte, foarte ușor. Așadar, în una țin medicamente, în una țin miniaturi de parfumuri și pe asta am pus-o aici, sub măsuța din sufragerie, se vede acolo canapea. Pentru că aveam alt coșuleț înainte, care era deschis, nu avea capac și se punea praful și nici nu mai plăcea, sincer, foarte mult cum arată. Și mi-am venit ideea să folosesc cutia asta, pentru că, na, oricum n-aș fi aruncat-o, evident, că e super utilă. Și mâna într-o țin de toate, adică tot felul de porcărioare pe care le folosesc cât mai stau la televizor aici, pe canapea, televizor, mă rog, când am cablu, pe YouTube, pe televizor, la canapea și... Anume, chibrituri, astea sunt foarte ok, sunt din Lidl și sunt din astea lungi, stați să văd dacă pot să fac o singură mână, nu mai am multe, dar mai am două cutii, sunt din astea lungi și bineînțeles le folosesc pentru lumânări, așadar super utile. Peria lui Jazz, da, o mai folosesc din când în când, cât mai stau așa pe canapea și îl mai perii. Crema de corp de la Bath & Body Works, aroma asta Iced Sugar Plum, la fel după ce fac baie, nu folosesc sau nu mă dau cu cremă în baie, nu știu, nu m-am obișnuit așa. Vin aici, dau drumul la YouTube și în timp ce mă uit la ce mai găsesc pe YouTube, îmi aplic și crema, de asta o țin aici, la fel și celelalte două creme, asta de la Balea, o știți foarte bine, asta care se folosește după epilare cu nu știu ce magnolie și aloie, care am crezut că a dispărut la un moment dat, dar au adus-o din nou, asta de vreo 6 lei, și crema asta anticelulitică de la Elmi Plant, Cellophyte sau Cellophyte, din care mai am foarte puțin și
cred că o să o recumpăr. V-am zis eu, anul trecut am început să folosesc și v-am vorbit despre ea. Nu scap de celulită, dar lasă pielea foarte fină și parcă ușor mai fermă. Adică chiar am observat niște rezultate în urma folosirii, nu neapărat, v-am zis, pe partea de celulită, dar face ceva, am simțit ceva și de asta o și folosesc. E cu senzații din aia de răcire, după cum spune și aici, efect de răcire. Da, ce mai am? Mai am aceste cârlige tip magnet. Astea, nu știu exact de ce stau aici, pentru că nu le folosesc. Cât stau să mă relaxez pe canapea, dar hei, sunt și ele aici. Și mai am foarte multe, prea multe, chiar așa să spun. Mă rog, astea sunt niște... Nici astea nu știu de ce sunt aici, dar niște șurubele, whatever, trecem peste. Dar am prea multe postere din astea, suporturi pentru pahare, căni. Astea cred că toate sunt din Pepco. Asta mi-a plăcut foarte mult, modelul ăsta. Îl am de ceva ani buni. Acesta nu este un coaster, dar l-am păstrat și îl folosesc ca un coaster, mă rog, suport de pahar. Este un capac de la o lumânare, tot din Pepco. Și mi-a plăcut mult și am zis că hai să nu-l arunc. Am păstrat. Și un model simt așa de lemn. Da, nu știu de ce am așa de multe. Am tot strâns. Într-un timp tot luam din Pepco, după cum se vede. Că îmi plăcea modelul și ziceam hai să mai iau, nu să mai iau. Și mai am vreo 2-3 prin altă parte. Deci treaba e bună. Dacă aveți nevoie de coaster, veniți la mine că vă dau. Da, cam asta țin. V-am zis de toate în această cutie. Stați să le aranjez cumva la fel cum erau, dar le folosesc, adică sunt la îndemână și mă bucur că mi-a venit ideea asta cu cutia ca să fie totul ok. Peria lui Jess, foarte importantă, o urăște, nu știu dacă se vede, bă, da, cred că se vede, cum am mai dat cu colții în ea, de ciudă, de nervi, a încercat să o roadă, să o distrugă, ca să nu îl mai periem, nu i-a ieșit. If the Mona Lisa canvas ripped, I wouldn't care, 'cause I could picture you. If the Tower of Pisa finally tipped, well then you'd know how hard I fell. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you know. None of it matters as much as you know. Vorbesc puțin mai încet pentru că doarme Tibi, dar tocmai ce ne-am întors din oraș, am fost la New York Rolls. Din nou, dacă v-ați uitat la un vlog trecut, v-am povestit acolo care e treaba cu New York Rolls în Iași. Este o patiserie, să-i spun, copt, se numește cu capa, capa OPT. Și în weekenduri au New York Rolls. Și prima oară când am luat cu fistic, foarte bun, foarte, foarte, foarte bun. Ați văzut reacțiile mele în acel vlog. Au fost așa... reale și fix pe moment, în timp ce mâncam în New York Roll, v-am zis exact cum este și mi-a plăcut super mult. Și acum am fost din nou, după cum vă spuneam, și am luat cu afine și cu tiramisu. Cel cu afine mi-a plăcut cel mai puțin, sincer. Dacă ar fi să fac un top, ar fi fisticul pe primul loc, categoric, nici nu cap pe discuție. Cel cu tiramisu pe locul 2 a fost și ăla ok și afine pe locul 3. Am văzut că mai aveau cu rodie, cu pepene galben, au avut cu caramel prima oară când am fost și cu zmeură, dacă nu mă înșel. Tura asta nu mai avea cu caramel și cu zmeură, deci presupun că le schimbă, cumva fac o rocadă în fiecare weekend, în fiecare săptămână, le mai schimbă, mai încearcă arome noi, de exemplu asta cu afine, e o aromă nouă pe care au băgat-o de vreo 2 săptămâni sau ceva de gen. Bine, oricum, sunt bune, dar depinde și ce preferințe aveți la arome. Dar o să mai încercăm pe viitor, cu siguranță, și alte variante. Și este genul de desert pe care nu prea poți să-l mănânci pe stradă, pentru că asta am încercat noi inițial. Mă rog, nu neapărat pe stradă, că am stat la o terasă să bem și o cafea. Și inițial am mușcat din New York Roll, acolo la terasă și nu este o idee bună, pentru că efectiv, fiind foarte plin de cremă, rolul, te murdărești.
și are și glazură de ciocolată pe deasupra și te face așa ca un mare burcuț. Așa că le-am luat și le-am mâncat acasă. Adică mai avem, de fapt, am mâncat acasă o parte din ele și am mai rămas pe mai târziu, deci sunt de luat la pachet. Nu de mâncat pe stradă sau la terasă sau pe bancă în parc. Cel puțin pentru noi, nu știu, nu... Eu sunt și genul care se murdărește și... Da, mai ales când sunt chestii cu cremă sau ciocolată sau așa. Deci, la pachet sunt foarte, foarte bune. Ok, după aia ne-am luat o înghețată pentru că nu ne-am făcut porția sau nu ne-am luat porția de dulce cu New York Roll, că n-am putut, am mușcat din el și cam mai a fost, că după aia v-am zis... toată crema de afară, ceea ce e bine, asta înseamnă că are multă cremă. Dar în același timp sunt și mai greu de mâncat, da, în fine. Și am luat câte o înghețată, câte o cupă de înghețată, tot de pe Ștefan, din Iași. Nici nu mai știu cum se numește gelateria aceea. Da, nu mai știu, dar e fix pe Ștefan, pentru cei din Iași, pe lângă DM-ul, de pe Ștefan, undeva pe acolo. Mi-am luat cu fistic sărat. Bunuț, adică bunuță înghețată, ok, dar cam scumpă, 14 lei cupa. Adică, și nu știu dacă era atât de bună încât să coste 14 lei. Da, nu m-a impresionat chiar atât de tare, dar am zis să încercăm, pentru că de anul trecut noi văzusem gelateria asta, dar n-am ajuns pur și simplu la ea, am încercat acum. Da, prețul ne-a cam usturat, ce să zic. Și după aia am intrat prin outlet-uri, stăți așa că Jazz vine spre mine cu o jucărie. A lăsat-o jos. Se uită la coș, vine cu jucăria. Da. Am mers prin outlet-uri pentru că, dacă l-auziți, începe să se hrâjonească acolo cu jucăria. Am nevoie de niște bluze de genul acesta pentru sezonul ăsta intermediar. Adică eu am plovere, care sunt groase și sunt pentru toamnă, târzie și iarnă, și am tricouri pentru vară sau primăvară foarte călduroasă. Dar bluze din astea, care sunt subțirele, sunt dintr-un material de tricou, să zic, dar să fie cu mânecă lungă totuși, adică știți, să acopere cât de cât și să fie ok pentru o vreme... nu știu, 20 și un pic de grade. Nu prea am asta pe care îmi port acum și încă una, deci două bluze marșinate pentru sezonul ăsta intermediar și m-am plimbat așa prin vreo 3 outlet-uri să mă uit după bluzițe și am rămas cam dezamăgită, mai ales că am văzut și niște outlet-uri. Asta este Jess. Jess, ne jucăm după aia? Să vorbesc aici cu fetele și cu băieții, după care ne jucăm, da? Da? Hai! Nu cred că mă ascult. Așa, ce ziceam? Da, că am văzut produse de pe Shein prin outlet-uri, ceea ce mi se pare cam serios, adică iei produse de, nu știu, $5 de pe Shein și vii și le vinzi în outlet la același preț sau preț chiar mai mare. Not ok. Nu, nu este ok. Însă este aici Big Outlet în Iași, care e super fain pentru că n-are produse pe Shein, cel puțin eu n-am văzut încă, și are și firme mai high class, să zic așa, mai deosebite, și prețurile bunicele, mai ales că din când în când mai au și reduceri destul de mari. Am probat vreo două bluze, o gecuță, o rochiță și niște sandale și până la urmă am ieșit cu singură bluză. Atâta s-a putut și anume aceasta pe verde, of course, că asta este nebunia mea din ultima perioadă. Cam așa arată. Este subțirică, cu mânecă 3 sferturi și m-a atras materialul ăsta, așa de plasă, dantelă, whatever, așa transparent. Îmi place și aici la gât cum vine. La spate se închide cu un năsturel. Eticheta este Orsay, Orsay, whatever. Așa. XS și prețul pe care l-am dat, 30 de lei. Mi se pare ok pentru o bluziță din asta așa subțirică. Chiar e ok. Nu o mai probez acum că n-are rost. Vă dați voi seama despre ce este vorba din cum o arăt. Chiar e ok și vine bine, se așează foarte, foarte ok. Mă așteptam să găsesc mai multe bluzițe, sincer. Dar ori erau din acelea crop top, dar crop top gen până aici și
nu sunt pentru mine, nu e stilul meu, nu mă caracterizează. Ori erau mărimi foarte mari, ori culori care nu plăceau, modele care nu plăceau și nu am avut așa multe din care să aleg, plus că nici răbdarea nu este punctul meu forte când vine vorba de outlet-uri. Nu prea am răbdare, eu trecem așa, așa facem cu mâinile prin produse ca să dau peste ceva, dar știu că sunt oameni care au răbdare și iau fiecare produs la bibilit și se uită și nu. Oricum, în ultima perioadă nu mai am răbdare la cumpărături fizice, da? Punct. Adică nici în, nu știu, în mall-uri, de exemplu, în magazine de mall-uri, nu mai am răbdare să stau, să mă uit la produse, să probez produse. Nu. Mai ales când vine vorba de probat pantaloni. Așa, la o bluză, e mai simplu. Dar la pantaloni, no way, Jose. Și prefer cumpărăturile online, sincer, în ultima perioadă. Când vine vorba de cosmetice, parcă mai degrabă m-aș duce în magazinul fizic. Pentru că acolo mă uit mai ușor la produs, poate am și un tester, ceva, depinde de produsul pe care vreau să-l cumpăr. Pot să testez, pot să miros, whatever, dacă sunt și testere. E mai simplu, dar la haine, pentru mine cel puțin, e mai convenabil să cumpăr online și, în general, dacă cumpăr online, cumpăr de pe site-uri unde știu că pot să returnez ușor. Cum sunt Sinsay, Mojito, Reserved, Stradivarius, Zara, astea, deși n-am mai de mult de pe Stradivarius, Zara, la care pot să mă duc efectiv în magazin să returnez sau să fac retur online. Adică, de exemplu, H&M-ul este foarte complicat la retururi. N-am făcut niciodată retur pe H&M, dar am auzit povești că este super complicat. Bun, cam asta este și cu cumpărăturile și cu preferințele din ultimele multe luni. Și da, asta este achiziția de weekendul acesta. Trebuie să o pun la spălat ca să o și port săptămâna viitoare. Aici se încheie și vlogul, ca să nu ne lungim foarte mult. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept în comentarii, ca de obicei, să discutăm acolo mai multe și ne vedem la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!